Există mai multe feluri de înapoiere. De exemplu, e înapoierea asta de tip, bă, bă, cât de bine stăm pe cifre, pu, să nu ne de ochi. Doar că, ia uite, ba, la nivel personal, așa, pe, pe persoană fizică, suntem plini de păduchi. Asta e înapoiere în sensul că unii foarte, foarte puțini o duc foarte, foarte bine. Iar cei mai mulți o duc foarte nașpa. O societate, deci, foarte inegală. Dar așa ca bani per total, mamă, e, e bine de tot. Da, dăm foarte bine pe cap de locuitor, doar că nu pe toate capetele, ci pe foarte puține. Apoi avem înapoierea de genul, vi le-am crescut, mă, nu vi le-am crescut, da, dar sunt tot mici. Adică noi mărim salariile la un moment dat și zicem hai mă, hai bă, că ne apropiem și noi de UE. Doar că statele din UE în acest timp au mărit de patru ori salariile. Și acum să vă dau câteva exemple în legătură cu salarizarea asistenților medicali. 100 de euro brut în România, peste 4000 pe Germania. N-are sens să le mai comparăm că pierdem vremea și mâncarea tot la noi e mai scumpă. Să vă dau și alte cifre. De la 1 ianuarie 2023, salariul minim a crescut în Franța la 1353 de euro net pe lună. Minim. Adică ăla micu, cel mai micu. A zis cineva mici? Adică vreo 6700 de lei în mână, în, brațe, scuze că e, mulți. În România, salariul unei asistente debutante e de 640 de euro net. Deci plângi cu vorbe dacă stai într-un oraș mai mare, că jumătate din leafă se duce pe chirie, jumătate pe mâncare și mai ai nevoie de vreo 5 jumătăți, așa, să respiri, să... Na, cu ce să mai ocupă omul? În spitalele mici, bolile pacienților, cât ar fi de grave, sunt tratate într-un interval de timp limitat. S-a terminat programul doctorului, boala nu mai există. Iată! Inegalități. Această enormă ruptură între marile orașe și ce se întâmplă în restul țării. Jumătate dintre localitățile din România nu beneficiază de asistență sanitară de vreun fel acele dispensare de pe vremea comunismului au fost trase de pe fața pământului că nu erau profitabile, cum ziceau nefericiți ăia din PDL-ul lui Traian Băsescu, dacă vă mai amintiți. Nefericiți care sunt și azi la putere, normal. Tânărul de 25 de ani din Mangalia a murit după ce medicul care ar fi trebuit să-l opereze de peritonită ar fi amânat intervenția. Pe motiv că nu are timp, susține familia pacientului, a ajuns la spital în stare gravă după ce primise mai multe diagnostice greșite în același loc. A fost transferat în cele din urmă la spitalul Județean Constanța. Pe cât de crud ar suna, totuși, problema, problema care ne doare, e alta. Problema e că toate acestea se știu de atâta vreme și nu doar că nu se rezolvă, se agravează situația de la an la an. De ce s-ar duce medicii buni sau asistenții în orașele mici? Te îngropi într-o viață săracă și atât. Merg unii care sunt din zonă, dar și aia poate că vor și ei în străinătate. Cum spuneam, România nu-ți oferă nimic. Iar România din provincie și mai nimic, ca să zic așa. Iată această ruptură și în privința educației. Salariile debutanților sunt neatractive, puțin peste 2400 de lei în mână, așa că mii de posturi, în special de la țară, sunt ocupate acum de oameni care fie nu au terminat o facultate, fie predau altceva decât au studiat. Iar asta se simte. În școlile de la țară ajung să predea oameni care nu predau ce au învățat sau care au studii medii. Pentru că, repet, de ce ar veni cineva pregătit acolo? Trebuie să creezi condiții, să le dai case, terenuri, salarii mari. Acolo-i buba. Există București, încă vreo 5, 6, 10, 20 de orașe, apoi o Românie din care mai toți tinerii ar vrea să plece. Și dacă îi întreb pe ăștia la costume cu rotativa de încăpățâna lor, încep cu dalea, păi stați, ca acum, cu PNRR-ul, cu, cu, Salini, cu facem o convergență, o reziliență, o, o șosă, alo, alo. Haideți că am mai fost și noi pe la circ. Recunoaștem imediat un clov. 2, 10, 100. Eu știu, vorbesc cam mult.